Bună ziua, dragii mei prieteni! Vreți o rețetă de foi cu miere sau pentru albinuța sau pentru dulcinea? Intrați pe canalul meu și vedeți această rețetă. Sunt superbe, superbe! Acolo vedeți cum am preparat foile. Bună ziua, prieteni! Astăzi vrem să facem prăjitura dulcinea sau albinuța, sunt mai multe denumiri. Deci foi cu miere, cum ar fi, prăjitura cu foi cu miere. Pentru asta avem nevoie de 12 linguri de lapte, 12 linguri de zahăr, 2 ouă întregi, 2 linguri de untură, miere, 4 linguri. Eu am miere de rapiță, e mai deschisă la culoare. Dar asta e desfăcut, borcanul, asta o folosesc, 2 lingurițe de bicarbonat și scorțișoară. Scorțișoară o punem după ce fierbem. Acum punem 12 linguri de lapte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Așa, 12 linguri de lapte. Acum punem 12 de zahăr, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Așa. Și punem 4 linguri de miere. Miere am uitat să o aduc de la rece, dar nu contează că ne descurcăm. Da? Asta e a doua. Trei. Patru. Așa. Și punem 2 linguri de untură. Două. Două întregi. Și făină, eu am pregătit 500 de grame. Astea toate le amestecăm bine și le punem la fiert. Când să fiarbă, atunci băgăm 2 lingurițe de bicarbonat. Și la final, când e gata fiartă, o să băgăm scorțișoare. Scorțișoare băgăm după gust. Deci cum vă place, mai multă, mai puțină. Dar o linguriță bună, sigur, băgăm. Și făină, eu am pregătit 500 de grame. Acum vedem cât ne intră. Acum merg să fierb până când primește, până bulele deasupra când fierbe sunt așa ca caramelul, au o culoare. O să vă arăt când o termin de fiert cum arată. Deci eu vă repet rețeta, 12 linguri de lapte, 12 de zahăr, 4 linguri de miere, 2 linguri de untură, 2 întregi, 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu și făină cât cuprinde. Acum eu o pregătit 500 și o să vă spun cât o intră. Uitați, cam așa trebuie să arate. Vedeți ce culoare frumoasă, cum e caramelul. Așa trebuie să arate.
Acum noi oprim focul și băgăm, cam așa bag eu, scorțișoară. De aia nici n-am băgat scorțișoară de la început, numai ca să puteți să vedeți culoarea care trebuie fiartă, cât de mult trebuie fiertă. Numai trebuie tot timpul stat lângă ea. Dacă băgam scorțișoară de la început, se schimba la culoare și nu putea să vă dați seama cât trebuie să fie de mult fiert. Acum începem și băgăm făina. Eu bag jumătate din 500, să vedem. Trebuiască să iau lingură. Deci am băgat tot 500 ce m-am pregătit. Am mai pregătit încă 150, să vedem. Merge și asta. El e fierbinte, dar se poate lucra cu racleta, se poate lucra. Ok. Vedeți că acum deja pun mâinile, că nu arde. Faceți un aluat nu tare, ca să putem după aia să lucrăm cu el, să-l întindem. Că dacă nu, trebuie să-l punem la cald. Lucrăm cu făina. Acum împărțim în 4 părți egale.
egale. Nu suntem la farmacie, cu aproximație. Așa arată oluvatul, nu se lipește de mâini. Lucrați liniștiți cu făina, că nu se întâmplă nimica. Am pus în tavă. Și acum înțepem cu furculiță, din loc în loc, nu mult. Le întindem și cealaltă, celelalte. Eu mă grăbesc ca să nu se răcească aluatul, știți? Am pus-o și pe cea de-a doua în tavă. Facem la fel, înțepăm unde și unde și lăsăm. Acum întindem celelalte. Întindem așa și mai bine după aia coacem, ca să, până i-a luat o cald, ca să putem să-l întindem. Puteți și pe hârtie direct, dacă doriți. Să întindeți. Ca să nu vă chinuiți. Dar nu vă chinuiți, că dacă aluatul e moale, e cald, atunci merge foarte bine. Am luat sucitorul ăsta, lant, era prea scurt. Și nu puteam să lucru. Gata, am întins toate patru. Foi, două am pus pe hârtie și două le-am pus în tavă. Am dat cuptorul la 180 de grade și le coacem până vedeți că primesc așa o culoare frumoasă. Nu mai mult de 15 minute, dacă cuptorul e încins bine, nu durează. Poate nici atât, dacă depinde de cuptor. Deci să știți că mi-au intrat 800, cu tot ce am lucrat pe masă, 800 de grame de făină mi-au intrat. Revin cu ele când sunt gata coapte. Să vă arăt dacă vă place. Mulțumesc! Și am revenit cu produsul final. Deci așa arată foile mele cu miere de albină. Sper să vă placă rețeta, sper să o încercați și să-mi spuneți. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Bye, bye!